Orice călătorie presupune un itinerar, un loc de plecare, iar la final un șir de impresii. Îndrăznește să faci primii pași în fața noi și îți garantăm că mesajul transmis de un om de presă, recepționat de 1000 de persoane, pe orice canal de comunicare, va avea 1000 de interpretări. Făcând o medie aritmetică a interpretărilor, vom concluziona că rolul jurnaliștilor nu e să spună ce vrea fiecare să audă. Rolul jurnalistului este să arate și lucrurile cu care unii nu sunt de acord. Jurnalismul bun nu e confortabil de fiecare dată. Când publicul se așteaptă ca ziariștii să fie precum politicienii ai noștri și ai lor, atunci jurnalismul adevărat pierde. Și, într-un final, pierdem cu toții. Călătoriți alături de noi în lumea presei și, la final, câștigă chiar și cei ce pierd.